De sărbători, trăzniții intră în rolul iepurașului. Pupăză s-a dus special în Vâlcea ca să-l viziteze pe cel mai focat fan al serialului de comedie de la Prima TV. Mădălina împlinește peste câteva zile 18 ani și face parte din marea familie a trăzniților de mai bine de 10 ani. Emoționată, tânăra spune că întâlnirea cu actorul Greek Hero este cel mai frumos cadou pe care l-a primit de Paște. Mădălina le-a scris trăzniților prima oară în urmă cu 10 ani pentru a le povesti cât de mult îi îndrăgește. La scurt timp a primit o vizită surpriză. Bună! Ce faceți? La ușa familiei Gofteneanu a bătut nimeni altul decât Grig Chiroiu, cel care îi dă viață lui Pupăză în serialul Trăzniții. Mi-a zis și zic că bună ziua, aveți o fetiță, Mădălina? Da. Și mai ții minte că n-ai vorbit deloc? Da. Îmi doream foarte mult un afiș și autograf, dar niciodată nu mă gândeam că ar putea să vină la mine, să-l văd în persoană și mai ales să devenim prieteni. Am văzut-o ce înseamnă o trăire din asta foarte sinceră și o emoție pe care, cum să spun, rar o întâlnești. Așa că actorul revine an de an în Băile Govora ca să discute cu cel mai înfocat fan. Asta am 18 ani și uitați-o cum era din clasa 1. Uitați. Da, am nebunită, prima dată vedeți, la vremea era ținat. Mădălina a păstrat toate jucăriile și fotografiile pe care le-a primit în dar. Are o colecție întreagă cu autograful lui Grig Chiroiu, actorul ei preferat. Așa că, datorită ei, trăzniții se bucură de aprecierea întregii familii. E un serial care te unge pe inimă și te face să te destinzi, să râzi. Așa? Nu mai trebuie nimic. Uitați de probleme. Da, nu trebuie nici medicamente. Parte din bugetul sănătății să vină la noi, să fim noi sănătoși ca să fie oamenii ăștia sănătoși, să mergem mai departe. La câțiva kilometri distanță de Băile Govora, Grig Chiroiu vizitează un loc care pentru el are o semnificație cu totul specială. La Mănăstirea Surpatele, Pupăză are un fan care se roagă zi și noapte pentru binele trăzniților. Să știți că fac parte din familia sufletului meu. Eu mă bucur întotdeauna și socotesc pe cei mai dragi nepoți ai mei. Din 1996 încoace, Grig Chiroiu o vizitează de sărbători pe măicuța Veronica. Obligatoriu, de Paște și de Crăciun, asta face. Da, dânsul e nelipsit de aici. Cum viața la mănăstire este una strictă, maica Veronica nu poate urmări serialul. Când mă ies și eu și mă mai duc pe la rudele mele, mai uit câteodată și eu. Și după aia vin și o pun eu în temă, așa ei mai spun. Telespectatorii pot urmări trăzniții de luni până vineri de la ora 22:30, numai la Prima TV.